Când eram copii, mama ne spunea: Am o singură dorință să creșteți, eu să trăiesc, voi să vă căsătoriți, să aveți copii și să înțelegeți ce vă zic eu acum. Noi am crescut, mama trăiește e cu mine aici și noi îi dăm dreptate. Ce o zic, mama îi da amin. De aceea, cred că unii ați aprobat cântecul plângând în calitate de mamă, iar alții în calitate de fii. Și uh, în calitate de fi, cu sensul că îți pare rău vorba aia care ai trântit-o ca să te afli în treabă. Uh, e extrem de înțelept să știi să prețuiești vremea. Sunt lucruri care nu se mai întorc, și dacă n-ai fost foarte atent cu vremurile, atunci uh, regretele stardive și produc tare multă amărăciune și uh, durere în viață. Aș vrea, lângă cuvintele extraordinare care s-au spus, să mai citesc ceva din scriptură. Haideți să ne ridicăm, să citim. O să mă înscriu în foaia aceasta de parcurs a zilei și să lăsăm cuvântul Domnului să se sedimenteze doar făcând o sinteză a unor adevăruri care sunt fundamentale. Citesc un text care pare să nu aibă nicio relevanță în contextul de astăzi, însă el este în Genesa 18 cu uh, 16 și uh, este un episod uh, dureros din istoria unor cetăți și uh, din care putem învăța extraordinar de mult. Genesa 18 cu 16 zice așa. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, ascund eu oare de Avram ce am să fac? că ceavam va ajunge negreșit un neam mare și puternic, și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc, știu, care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Amin. Doamne, te rugăm să ne faci parte de descoperirea Duhului din Scripturii. Am vrea, Doamne, astăzi să reglești cei de în casele noastre. Am vrea să ne binecuvintești și să întregești casele noastre. Am vrea să stăm smeriți ca Maria de mult la picioarele tale, să te auzim vorbindu-ne. Slavă ție, Tatăl nostru ceresc, în numele Domnului Isus te rugăm prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă așezați. Poate că o să trec peste chestiunile protocolare, că timpul este foarte scurt. O să mă prezint altă dată sau nici nu-i nevoie să ne prezentăm. Îți doar cu Marcela aici, că noi suntem Marcel și Marcela Bota. Și ea a fost Bota de acasă, și eu am fost Bota. Două bote am făcut un toiag. Suntem amândoi din septembrie, n-am făcut nicio schimbare în actele de stare civilă. Și am venit pentru uh, comunitatea frățească de la Emanuel, dar așa o ați hotărât împreună și acum sunt aici. Și uh, aș vrea să vă spun ceva vouă și nouă. Lângă ceea ce fratele aș a spus, continuăm să învățăm că lecția este așa în episoade și nu vom epuiza nici eu, nici dâns și subiectul vreodată, dar atât cât Dumnezeu ne învață, încercăm să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Poate că ar fi fost mai potrivit să vă citesc că cartea Samuel intenționat a fost scrisă în antiteză adică este prefațată de istoria lui Elcana și Ana. E ca și cum Duhul Sfânt zice în cartea asta, dacă alegi varianta Elcana și Ana, ai finalitatea asta. Dacă alegi varianta Eli, finalizezi așa. E ca și cum astăzi, vă spun asta ca și cum ați spune dumneavoastră, fiți foarte atenți ce variantă alegeți. Poți să alegi varianta Eli, dar care e finalul? Devastator. Sau ai putea alege varianta Elcana și Ana. De pildă, ce ziceți dacă toți bărbații de aici ați avea libertatea să spuneți soțiilor dumneavoastră, Ana, nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fi. Și soția dumneavoastră se confirmă. Nu s-a uitat la el să-i spună, vă, du-te mă și taci. Înseamnă că relația de familie era sclipitoare, în timp ce mama fiilor lui Eli nu apare în scenă deloc, nu știm nimic despre ea. Ori era absentă, ori nu mai trăia. Așadar, ca, uh, cartea 1 Samuel are construcția asta teologică. Pune casa lui Elcana cu tot demersul, cu tot ce face Ana în vederea binecuvântării lui Samuel. Și în timp ce Samuel creștea și era plăcut Domnului fiului Eli, erau răi. Dumneavoastră ce variantă ați alege astăzi? Ați îndrăznit să vă duceți acasă cu varianta Eli? Despre Elcana nu ni se spune că era mare preot, nici măcar preot, un om, un bărbat. Bărbat în Biblie nu este ceva de, de doar de gen masculin. De gen masculin sunt și aici, dar câți sunt bărbați? Bărbat în Biblie e iși, îi purtătorul amprentei lui Dumnezeu. Noi suntem într-o criză, mișcarea feministă are un slogan acum, o lume fără bărbați. O pornit un proces. Într-o astfel de lume va trebui să vă creșteți copiii și cât pot de telegrafic vă spun trei adevăruri fundamentale, doar că reversul monedei, nu ce să nu faceți, ce să faceți. Adică, într-un fel, e același lucru, doar că fratele zice să nu treceți pe roșu. Eu zic, treceți pe verde. E de fapt aceeași poveste. Și e, am ales casa lui Avram pentru că Dumnezeu și-a legat numele de casa asta. Adică când Dumnezeu se identifică în istorie, Dumnezeu se identifică ca fiind Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Și de aceea este extrem, extrem de important să rămânem în creuzetul acesta al familiei, pentru că familie bolnavă înseamnă societate bolnavă, biserică bolnavă și așa mai departe. De aceea este cel mai mare asediu asupra familiei prin anestezierea minții, adică minți care nu vor să gândească, părinți care cred că libertinajul lor în creșterea copiilor, din comoditate. ce noi nu suntem așa, suntem un pic mai elastici. Nu, suntem numai comozi, pentru că a fi serios în educarea copiilor necesită nervi de oțel. De aceea aș vrea astăzi să stăm să judecăm. Alexandru Paleolog a scris o carte foarte faină, lucruri cu adevărat importante, și în cartea asta fiți foarte atenți ce zice bărbatul acesta. Este un român care trăiește în Franța, un mare gânditor român. A zis așa. Prostia îi congenitală. Asta e, să moștenește. Dar fiți foarte atenți. Dar lenevirea minții se poate dobândi și evolutivă. Adică a avea o minte leneșă care nu vrea să gândească, te poți pricopsi pe drum cu asta și e o evoluție înspăimântătoare. E cel mai mare proces de anesteziere a minții din istorie. Adică oameni care nu gândesc, fără discernământ. Și asediul acesta e și asupra copiilor. Tehnologia anestezează orice simț al discernământului, pentru că imaginea spre deosebire de cuvânt, când Gutenberg a inventat tiparnița, a adus cea mai mare bogăție pentru minte. Cuvântul ăsta sau din orice carte se adresează prin excelență minții mai întâi și -o obligă mintea la un proces, conexiuni, tot felul de stări, de, de analiză. Imaginea nu presupune niciun efort. De aceea copilul dumneavoastră șal meu, că avem cinci, rezistă cinci ore cu un device, cu orice formă în mână și nu rezistă un ceas în biserică. Și te întrebă, cum de n-are răbdare? Zicea, nu, vă rog să-mi iertați, n-are răbdare. Dar cine trebuia să fructifice și să-i consolideze răbdarea? Rolul cui era ăsta? De ce nu poate? Că e foarte mult preocupat de, de o chestie în care are o imagine, n-are cuvânt și mintea e foarte leneșă. Când vine aici, aici imaginile dispar și când se proiectează, se proiectează tot cuvânt, fie cântare sau verset, și mintea neobișnuită se procesează. Adorme. Își pierde răbdarea. și că noi, ca să compensăm asta, cele le luăm? Le luăm jucării la biserică. Deci, stai acolo numai să nu, 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 că aici nu-i parc. Jucăriile are cameră de joc acasă, aici e casa Domnului. Am fost undeva într-o biserică, n-am să vă spun că am fost în multe în viață și biserica era în amfiteatru un pic mai mare decât aici și un copil în timp ce Tania, sora Tania de la Cluj cânta, își lăsa o mașinuță de la ușă care se izbea în treapta de la ambon. După aia alerga și își lua mașinuța și înapoi și iar da drumul și înapoi. Eu și tac foarte greu. M-am zis în sinea mea acolo pe bancă, sper să se oprească, dacă nu, va trebui să intervin. M-am rugat, Doamne, nu mă pune în postura asta ingrată, să trebuiască să... Da, nu s-a oprit. Și când mi-a venit rândul la predică, așa da drumul la mașinuța asta, am ieșit de după ambon, i-am luat mașinuța și l-am așteptat. Și am zis, unde e mama ta și taică-to? Și el mi-a zis, tata e acolo, mama e acolo. Du-te la mama și la tata și spune-i că aici e casa lui Dumnezeu. Și-o foliniște. La copii le trebuie căutat o mamă sau un tată și lăsați în pace. De aceea aș vrea să vă spun un prim adevăr fundamental de aici, din textul acesta. El e deductiv. Exercitați-vă autoritatea Asupra copiilor, copilului, dacă vreți să fie binecuvântat. Adică, la ce mă refer? Mă refer la ce zice Dumnezeu că Avram va fi un neam mare și el nu-și va ruga copiii să se teamă de Domnul. El le va porunci. Adică, vă rog să credeți în ceea ce numim în Biblie autoritate delegată. Că apoi este și autoritate câștigată. Adică odată ce v-au pus păstor, păstorii bisericii, asta e o delegare. Dar delegarea, dacă nu-i confirmată, să pierde? Trebuie să o câștigi apoi. Dacă faptul că pruncii tăi s-au născut în familia ta, deja te-o delegat Dumnezeu cu autoritate pentru copil. Bagă seama să-ți o conservi și să o cultivi. Adică, mama a fost generală, e, și acum ar vrea, dar nu prea are soldați acum, da? Îi 78 de ani, e la fratele meu la Golz, la Vanu, și e, e, mama când ne spunea o chestie, ai priceput tot. Eu sunt al treilea din cei patru băieți. Mama nu ne spunea, zice, mami, vrei să duci gunoiul? Cum, întrebăm noi îi facem o gafă monumentală. Vrei să duci gunoiul? Ce zice mamea dumneavoastră? Nu! Că tu i-ai dat opțiuni. Mama am zicea Marcel, iei gunoiul și dul. Nu mai ai nicio variantă. Aș fi încercat una, dar locul cum era. Ce e asta? De ce e binecuvântat? Pentru că autoritatea aia delegată cultivă în el o, o stare extrem de binecuvântată în viață. Care? Supunerea. E cea mai grea lecție. Noi nu ne naștem, nu avem predispoziția asta nativ să fim supuși. Noi avem predispoziția de a fi aroganți, rebeli. Și zice aici Scriptura că Avram acesta le va porunci, își va exercita autoritatea. Că de aia ți-o dat în familie, că îi putea naște și să-i la doi îngeri, dar i-o lăsa la tine. Și o zice, pe copil să înțeleagă care e autoritate. Spune copilului că poate pleca în oraș dacă o fată noaptea n are ce căuta, că la ora 10 trebuie să fii în casă. Dar dacă tu pui capul pe pernă și nu știi când au venit copiii, tu ești un părinte care nu-ți exerciți autorii, lui nu o să-i placă asta. O să povestească că sigur are o prietenă cu care să destăinuie ea, sau el un prieten, și o să-i spună cât de tirani sunteți. Și cum le-ați spus că calculatorul poate funcționa, dar până la ora asta, nu toată noaptea, că nu suntem păsări de noapte. El nu o să te înțeleagă, dar nu-i bai, că va crește și el, tu-i trăi, avea, ea avea copii și te va crede. Atâta tot. Adică primul adevăr, nu avem timp acum să lărgim, să lăbărțăm povestea asta, dar primul adevăr de care au nevoie pruncii noștri este acela de a ne exercita autoritatea. Făl pe copil să priceapă că deasupra lui îi cineva, că nu el regele. Și Avram va porunci. O fost binecuvântată casa lui Avram și încă acum. Ca Avram, dragii mei, și-a exercitat autoritatea. Eu nu spun că nu au fost sincope în casa lui. Discutăm doar de disponibilitatea aceasta. Eu călătoresc foarte mult, zbor cu avioanele peste tot. Nu mi-a fost dat să văd copii obraznici ca în vremea noastră niciodată. Deci niște, niște, niște... N-are nici săraca mamă un soi de robă după el, aleargă, rupe, trage bagajele altora, nu-i poate zice nimic. De ce? N-are nicio autoritate. E o diferență e adevărat și de generații, când mama tușa de două ori, când venea un musafir și mama tușa de două ori în casă, am dispărut-o spatru. Asta însemna aut că am ceva de vorbit cu, ce fac ai noștri când vin musafir la voi, ce fac? Postul și că ți-aduce strepsis și are cu gâtul că ăsta vorbește mult și beteagă. E un schimb de generație. Învață-l pe copil că este autoritate. Când zice tata un cuvânt, ăla la noi negociabil. Îi face bine că îl învață cea mai teribilă lecție, supunerea, că altfel îl duci la grădiniță. Și când îl duci la grădiniță, regele nostru știi ce face? Toți stau pe scaune, al tău va sta pe masă. Educatoarea lui va spune, dragul meu, să stă pe scaun. Mie nu-mi nimeni unde să stau, va răspunde. Nu mai imaginați-vă că la 14 ani o să-l aibă surorile la grupă. Toți cântă, a tău ce face? Să uită în stele. Ați văzut un, proces, dar de la 6 ani la clasa 10 -a. E ceva, nu? ce -i? Un proces de maturizare. Dacă se poartă dintr-a 10-a ca ăla de 6 ani, e o problemă. Deci vă sfătui, având în vedere textul acesta, Avram va porunci, vă rog să vă exercitați autoritatea. Asta nu-i dovadă de mărinimie, de pasiune, de dragoste pentru copii, că, așa cum spune Vlad cu că lași de capul lui. Exercitați autoritatea ca să învețe lecția asta a supunerii. Că pe la 20 de ani cineva tăt pică în capcană și să însoară tău. Și apoi l-a întrebat nevasta, dar tu unde meri? Ce zice el? El care nu a avut niciodată autoritate. Cum adică, unde Care-i treaba ta? Ați vrea să aveți un asemenea soț? Surorilor, ați îndrăzni să spuneți fetelor dumneavoastră numai un soț ca că o să vă dea Dumnezeu. Ați îndrăzni? Un amin în cor, după cum vedeți. Poate că o învăța frațe, dumneavoastră ați îndrăznit să spuneți fetelor dumneavoastră, numai ca, am Avram am îndrăznit, o să zice, eu aș vrea băiatului să iau nevastă de unde mi-am luat eu. Pe te duci acolo și de acolo îi aduci că eu am îmblat bine. Ați, ați îndrăznit taților să spuneți, aș vrea să-ți dea Dumnezeu dragul lui tata o nevastă, numai cum mi o dat Dumnezeu mie, ați vrea? Ei, hey. amin, dacă vă întrebam pe voi primii, era tot așa. Așadar, mă rog ca Dumnezeu să vă dea disponibilitate. Disciplina, dragii mei, presupune timp, efort, seriozitate, consecvență. În al doilea rând, zice că Avram va porunci oamenilor să se teamă, nu va porunci orice. De aceea a cinstit părinții în Domnul. Să se teamă de Domnul, trebuie poruncit copiilor. Adică ai, Avram știi ce a făcut? Pășea 10 km, și ce făcea? Zice, dragul tata, ne așezăm aici jos că facem un altar. Mai se ducea o zi, zice Isaac, dragul meu, facem un altar. Iar să ruga, iar vorbea cu Jehova Dumnezeu, iar... na acum, ce aduc uh, lângă ceea ce au spus frații? Îi cum să învățăm pe copii? Dacă uh, Chiar dacă e târziu, deci fratele meu o băi, exagera cu greaba. Uitați-vă un pic în uh, Deuteronom și să-l să citim numai un pic mai atent. Deuteronom, capitolul 6, că este un text de bază. Uh, Învață-l pe copil calea care trebuie să o urmeze. Dar cum să fac asta? Mai întâi învață-l vorbindu-i, vorbește -i despre asta. Dar apoi, zice, folosește călătoria, zice Deuteronom, capitolul 6, zice și versetul 7, zice să le întipărești în mintea copiilor tăi și cum să fac? Să vorbesc duminică seara când o întârziat în Viena prea mult, că s-o dus nu știu unde sau cum să fac? Nu, zice, când o să mergi în țară, vezi cum conduci până în țară. Vezi cum te adresez la ăla care e foarte inervant în trafic. Domnul ăsta, ați dat de, dat șoferi inervanți în trafic. Ei, ei, facem o primă gafă, noi bărbații facem o primă gafă. Sigur, e o femeie. E stilul ăla, tot încetinește, în încetinește, după aia, pam, în doi metri o semnaliza să se bagă în dreapta. Tai, zici tu. Nu mai aveți că pe bancheta din spate, îți copii. Tu dacă folosești un limbaj de grădină zoologică, e o lecție pentru copii. Adică, ca să enunțăm un principiu, fă din viață școală pentru pruncităi. Nu deschide-te oficiu spiritual cu texte din Biblie, nu, 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 Fă din viață școală. Dumneavoastră, cum vă duceți în trafic? Știți, uh, unul din băieți venea cu mine, mergeam un pic cam tare, el cred că s-a temut un pic. Zice, tată, cât e voi aici? Păi 50, zic eu. El îmi zice, și? Păi și? Fă din viață școală. Adică, exemplu personal. Când spun să nu întărâți la mânie, știți la ce se referă Pavel? Nu-i cere lucruri absurde. Doi, nu-i cere lucruri pe care tu nu le faci. Nu-i spune să nu te învingă șarpele, să te apuși de fumat cu țigara între degete. Nu-i zice, trânche o dată telefonul ăla că ți-l arunc în apă în timp ce tu ești pe Facebook. Nu, dragii mei, Că asta înseamnă să întărâți la mânie pe copil. Că tu ceri lucruri pe care tu primul nu le faci. Și de aceea pasajul acesta zice că Avram va porunci să se teamă de Domnul, dar apoi în completare zice, dar cum? Fă din viață școală pentru prunci. Ce învață copilul uitându-se la mine? este extrem, extrem de important. De aceea Samuel, spre deosebire de fiul Eli, și și a făcut Ana când l-a dus? Odată că l-a dus foarte de vreme, zice, pe când era foarte mică, vremea binecuvântării are o vreme a ei. Dacă tu vrei să începi vremea binecuvântării în preadolescență, deja e târziu. După cinci ani, e foarte târziu, grozav de târziu, că până la trei ani mama e modelul. După trei ani o duci la grădiniță, devine educatoria, că stă mai mult cu ea decât cu tine. Marcel al corecta pe ăsta mai mic ca nu când își făcea temele și îi spunea, măi, Darius, dar nu fi mă încăpățânat, mă, și trage, uite așa, că, mamă, nu mai îmi zice că și nu poți fi tu mai deșteaptă decât învățătoarea. Că e așa mi-o zis, dar nu era acum, că uite, e rău cum faci tu. Ce se întâmplă? Să schimbă polii de putere. Fă din viață școală. Deci, cred că vă veți duce spre casă cu mașinile altfel. O să fiți înțelegători aici în curte, că o să trăiască să iasă unul mai repede. Nu o să zic, și la asta, bine că o predicat azi. Vezi că pe banchetă, când o să aibă al dumneavoastră, vreo 16-17 ani, o să dată nu te botez. Și el o să zică la cine? La despre pe care toți ieșeați voi când ieșeați din curtea bisericii? Care toți îi voi pe drum? Nu, zice la ăștia, nu. E? Hai vorbă înapoi, dar mai vine? Nu mai vine. Deci avem un al doilea principiu, primul dintre ele, exercită-ți autoritatea ca să se poată dobândi lecția aceasta extraordinară, supunerea. Îi va sluji în viață cum nu vă puteți imagina. Doi, învață-l, dar învață-l făcând din viață școală pentru el. Că dacă e zeciuna una și trăiește alta. Isaac asta a văzut, altar, 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 altar nu știu ce avea tata, că cum avea două minute libere, cum Biblia în mână, cum iară mai stau un pic, cum să ruga, cum mai iară îi apărea o pauză, iară Biblia în mână. Că dacă zice, nu știu, că așa sară s-o certa pentru telecomandă, că n-au numai receiver și unul vrea pe telenovela, altul vrea la meci de fotbal. Dragii mei, viața deja e contraproductivă. Adică ce-i telenovela? Un film pentru oameni fără minte. Acolo nu trebuie să ai nicio judecată, are o mie de episoade de obicei, n-are cap, n-are codă și nicio lecție. Și de aia ne plac alea. Le plac, sper că la surori nu. Deși după cum fac așa un flirt cei de aici cu cei de acolo, cred că le mai plac. Trei. Zice Exod 12, și când te vor întreba copiii tăi, ce să te întrebe copiii tăi, dacă sunteți buni să ne și puneți pasajul acesta din Exod 12, este extrem, extrem de important. Este ieșirea evreilor din Egipt și apoi iată cum se încheie, zice, uh, sunt în, Deuterono... uh, în Exodul 12 și versetul uh, 24, zice, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în viață. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează lucrul acesta, să spuneți, ăsta e Paștele Domnului, că despre sărbătoarea Pascalei e vorba. Adică, ca să formulăm cumva principiu, faceți cerul interesant pentru copiii voștri. Pe dumneavoastră vă întrebat vreodată copiii ceva ce te ai cu cartea asta? Ce tot ai cu rugăciunea? De ce tot mergem noi tădeauna la biserică? De ce atâta pasiune pentru cor? Sper că n-așteptați să fiți sunați de două ori ca să veniți la repetiții. Sper că e o mare onoare să cântăm laudele Domnului. Nu dumneavoastră îi faceți hatărului Dumnezeu să cântați laude. El vă dă onoarea asta. Băgați de seamă că dacă aveți obiecții, El vă schimbă. Știți că este un om în Biblie, numele lui este Ilie? Cu avut niște obiecții, cum că o fă plin de râvnă și am rămas numai singur. Nu zice, mai am șapte mii pe banca de rezervă, dar te-am luat pe tine. Vezi că dacă ai ceva de comentat, trimit carul după tine și te schimb. Cineva, dacă nu-i place pe unde ei, te schimbă Dumnezeu. Deodată zici, cred că dacă nu mai merem, lasă-i vă ce să facă, nici nu mă mai duc te schimbă atâta tot. Adică lucrurile merg mai înainte, că deși noi suntem necredincioși, el rămâne credincios. Adică va duce lucrurile înainte fără noi. Și aici pasajul acesta ne spune, stârniți curiozitatea copiilor pentru cer, faceți atractivă biserica. Ați vorbit-o de bine vreodată acasă? Ați vorbit de bine biserica acasă, slujitorii să-i vorbiți de bine. Grozav, grozavă descoperire i-o dat domnului lui X. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a hrănit. Asta e timpul de limbaj. În generația noastră ne-am pierdut limbajul apostolic. În, în generația părinților mei se salutau cu pacea Domnului Isus. Era clar asta. Generația noastră ne-a salutat cu pacea Domnului. Copiii mei se-au salutat cu pace. Nepoții mei îi cupa pierdem limbajul apostolic. Ba mai mult am reușit să spunem că nu e relevant. Ba da, dragii mei, e relevant, cum să nu fie relevant. Că dacă eu mă adresez, aseară am avut o discuție, că de ce să nu-i zic pe nume la socră mea? Mi-am zis, nu ești deodată cu socră ta, în primul rând. Eu cred că, mă gândesc că e mai în un pic ca tine, în condiții normale așa ar fi, și ar fi uh, un pronume personal de politețe, dar faptul că te adresez cu un anumit apelativ te obligă la o anumită atitudine. Că ea aia îi zic mama, când i-am zis mamă, prin simplu fapt cu care mă adresez, asta mă obligă să am o anumită atitudine. Dacă i-aș zice Lucreția la mama, ce fac Lucreția să-i fi zis din dimineață? Asta cumva mă determină involuntar să o tratez pe picior de egalitate și niciodată mama nu va fi sau eu nu voi fi egalul ei. Suntem într-o într frământare, ca societate, într-o frământare teribilă. Și de aceea pasajul acesta are noțiunea aceasta, face cerul atractiv. Că tot s-a amintit de, de vremea lui Iosua, că pe vremea lui Iosua este un precedent periculos pentru noi. S-a născut o, dublă, o generație cu un dublu handicap. Nu cunoșteau pe Domnul, nu cunoșteau nici ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Cine trebuia să învețe? Păi generația lui Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua. De ce nu i-au învățat? Pentru că a fost preocupat să împartă țara. Iosua nu-i oricine. Iosua e singurul bărbat din istoria amintit care a, văzut, a avut parte de o arătare angelică și care nu s-o prăbușă cu fața la pământ. Vă aduceți aminte, era în fața erihonului. Primise strategia de cucerire, cum învăluieți cetatea, ce faceți și deodată pe câmpurile erihonului o ființă angelică înfipsese sabia în pământ și se uita peste teatrul de război al erihonului. Ce face Iosua? Îl tremură? Nu. Iosua se duce în fața lui și îi pune o întrebare. Ce întrebare i-a pus Iosua? Ești dintre ai noștri? Sau dintre vrăjmașii noștri? Ce răspunde îngerul ăsta? Dumneavoastră ce v-ați fi răspuns? Ce v-ați fi așteptat să răspundă? Da, de partea ta, clar. Eu de pentru cine am venit. Ce zice îngerul? Îngerul zice, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. Păi, ce te-am întrebat eu și ce-mi răspuns? Ar fi trebuit să zică Iosua. Dar Iosua a înțeles răspunsul. Iosua a zis, eu lupt pentru Dumnezeu. Dacă tu, Iosua, vei purta războaiele Domnului, înseamnă că mai e de partea ta. Dacă nu vei purta războaiele Domnului, înseamnă că mai e împotriva ta. Dumneavoastră ar vrea să-l aveți. Noi ne rugăm, Doamne, fi cu noi. Nu zice Domnul, trebuie să fii tu cu mine. Noi vrem să vină Domnul cu noi, pe unde batem noi câmpii. Nu zice că mie acolo nu-mi place. Asigură-te nu că vine Domnul pe unde mergi tu, ci că mergi tu pe unde îi place lui. Asta e esențial. Faceți cerul atractiv pentru copii. Imaginați-vă cât de refractare e societatea și noua generație față de tot ce e sfânt. Și deodată Dumnezeu spune, dacă pruncii vreți să vă fie bine cuvântați. exercitați-vă autoritatea. Noi ne putem uita în Biblie la părinți care nu și-au exercitat autoritatea. Dar oare mama cel învăța pe Samuel că odată pe an știi ce se întâmpla? Să urca la silo cu o hăinuță. Și o dădea lui Samuel. Oare ce îi zicea lui Samuel? tu ești cel mai special din biserică. I-am ascultat pe tăți din clasa 10 -a, dar păi ca tine nu o zis nimeni, dragul mamei. Credeți că așa zice Ana? Eu uitându-mă așa în viață la Samuel, cred că niciodată nu a primit un asemenea compliment de genul ăsta. Dar eu zis ceva, Eli. Eu zis ceva, Eli o zis Eli către Samuel într-o seară, dacă, dacă te mai cheamă Dumnezeu odată. Mă să nu vă imaginați că el nu știa cui ar fi trebuit să se adreseze Dumnezeu. El știa că el deținea oficiu sacerdotal preoțesc. Lui ar fi trebuit, nu lui Samuel, să-i vorbească. El o zis, du -te și culcă-te că nu te a chemat. Știți de ce o zis așa? Că s-o gândi, nu se poate. Cum să-l străge pe el? Că trebuie să mă străge pe mine. Nu s-o putut gândi că i renegat, e lepădat. Dar o zis, dacă te mai o dată, înseamnă că oficiul preoțes s-o mutat de la mine la tine. Înseamnă că Dumnezeu va continua istoria cu tine. Și ce-o zis Samuel când l-a chemat? Vorbește, Doamne! Oare cine să-l fi învățat? E adevărat că Samuel i-a zis asta. Dar cine l-a învățat să meargă el la Eli și să-i spună, mai chemat Domnul meu? Vă place limbajul lui Samuel? Cineva a zis, eu toată viața am umblat prin șanț. Când eram copil, mama mi-a spus, când vezi că vine un bătrân, măi, pe trotuar, te trage în șanț să treacă. Deci acum am îmbătrânit, vine un copil, mă împinge în șanț. Oare ce o fi zis mama lui Samuel când mergea? Dragul lui mami, Dumnezeu e glorios, e sfânt, tu ai un privilegiu să crești în poporul lui Dumnezeu. Nu i-o zis vreodată, nu te uita la nemerni nu, nu, despre asta eu zis. Eu zis ceva despre Dumnezeu. Vă rog să-l faceți pe Dumnezeu atractiv pentru pruncii dumneavoastră. Nu-i determinați că nu stă în gena lor plăcerea asta. Nu mai și puneți în ei ce nu-i depus. Asigurați-vă astăzi când vă duceți de aici că faceți niște gesturi care să-i atragă spre casa lui Dumnezeu vă angajați că faceți asta. Că e numai în avantajul dumneavoastră că s-ar putea să auziți că a fost evangelizare la Elim și copilul dumneavoastră a spus, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Nu există încântare și binecuvântare mai mare. Așadar, avem trei lucruri care ele sunt sinteza. A tot ce Duhul Domnului a inspirat pe frați să vorbească. Unu, Primul lucru extrem, extrem de important, vă rog să vă exercitați autoritatea cu care v-a înzestrat Dumnezeu. De aia sunteți părinți? Doi, vă rog să faceți. M-am dus într-o familie și era scris pe tavan. Și am zis, dar cum o scris copiii acolo? S-au urcat pe dulap, zice. Întrebarea mea era, asta era, unde erai tu, mamă, când s-au urcat copiii pe dulap? E clar că de acolo o scris, dar tu unde erai? și Vă rog să vă exercitați autoritatea în favoarea copiilor, că asta e autoritatea specifică a fratele, nu e despotismul ăsta. E autoritatea aceea care, care uh, dăltuiește în el omul normal. Deși în psihologia noastră, ni se spune în cursurile parentale, uh, ni se spune că uh, să nu folosim negațiile. Noi ați, cumpărat cursul ăsta, surorile mai tinere care aveți amul de crescut copii, cursuri în care ni se spune să nu folosim negațiile, că deformează personalitatea copilului. Dar apoi eu mă, uit la părintele veșnicilor și el în lege, o zic că să-i întipăresc legea lui în mintea copilului și în lege e plin de negații. Bagă sama, să nu te învingă șarpele, o zic domnul, să faci aia, 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 nu faci altă, nu faci aia nu copia model de acolo, nu lua dincolo, cum să-l învăț legea dacă eu ascult de psihologia anilor 2000 să nu folosesc negații? Nu să folosiți? Îi face semn la copil. În biserică, vezi că vorbim după. Îi faci? Dar nu te poate că nu te înțelege, nu înțelege limbajul semnelor. Nu-l înțelege că el trebuie învățat acasă cu mult efort. Uh, nu știm dacă ne-o mai vedea. Uh, uh, Fată, eu mă gândesc cu mulți ani, eu am făcut-o eu asta dincolo, mă duc aminte acum, mă gândesc. Dar, hai să ne dăm întâlnire. Vin des în Austria, clar, dar dacă nu mă mai văd cu dumneavoastră, hai să ne dăm întâlnire. Am citit despre Ricard Vurbrand că a fost din seminția lui Benjamin, că el era evreu. Când și-a dat seama că comuniștii îl vor închide, a făcut o convenție cu Sabina Vurbrand, soția lui. I-a spus Sabina, să pare că mă vor închide și nu ne vom mai vedea. Dacă nu ne mai vedem pe pământul acesta. Te aștept la porțile lui Beniamin în noul Ierusalim, că eu sunt din seminția lui Beniamin. Apoi cu lanțul la mâini și la picioare, târându-le după el prin sala de judecată, condamnat la 15 ani de închisoare cu muncă silnică, s-a întors înspre Sabina și i-a spus, Sabina, ne vedem la porțile lui Beniamin. Hai să ne dăm întâlnire. Eu nu sunt din seminția lui Beniamin, prin credință sunt din neamul lui Hristos. De vorba poetului, de auziveți că am plecat, uh, va trebui să vă aștept că noi nu intrăm pe rând în cer. Intrarea va fi triunfală, într-o sărbătoare, într-o ceremonie, cum n-am mai văzut universul. Dacă plecați vreunul până când mă întorc, nu-i nu nicio aluze, frate Ionel. Uh, dacă plecați vreunul până când mă întorc, așteptați-ne cu nădejde. Ați avea libertatea să zicem, da, frate Marcel, ne dăm întâlnire, ne vedem la porțile eternității, în ziua în care vom auzi, ca părinți responsabili, cel mai extraordinar mesaj, robun, rob credincios. Cineva mi-a zis, de ce ai rămas în nepos? Cum ai cedat tentațiilor și invitațiilor? După un principiu din Biblie care spune că Dumnezeu va răsplăti nu succesul, ci credincioșia. Dacă zicea rob bun și de succes, mergeam într-una da? o să-ți rog bun și credincios. Stai aici și poate că să fac cei de aici o mie. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă rog să creșteți copii pentru cer. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin. Amin.